Bună ziua, dragii noștri! Suntem la a doua emisiune, în noul format de studio, în noua rețea de distribuție. Așa cum știți deja, suntem distribuiți în toată Canada. Am invitat de această dată doi reprezentanți ai unei companii, unei organizații extrem de interesante pe care am descoperit-o grație unui român și unui italian. Vorbim de compania Magnus Poirier, care în curând va deschide în mod oficial primul complex de servicii funerare pentru comunitatea română. Am invitat așadar pe Bogdan Holenciuc, un român căsătorit cu o italiancă, și pe Mario Dilielo, un italian căsătorit cu o româncă. Bine ați venit în studioul Escu TV, bienvenue la Escu TV. Bine v-am găsit, Maris. Bogdan, te numeri printre artizanii acestui proiect, împreună cu proprietarul companiei, domnul Jacques Poirier, Patrice Chavreau și invitatul nostru, Mario Delielo. Cum a pornit, cum a încolțit, să spunem, acest, această idee? Bineînțeles, am organizat prima, prima mormântare pentru, pentru, o familie românească de aici din Montreal. Ceremonia religioasă s-a făcut pentru, prima dată la, pentru mine pentru prima dată la, la Biserica Bunavestire. Vestire. Acolo am întâlnit preotul, preotul Liviu Alexandrescu, care după mormântare mi-a dat ideea de, de, de a deschide un cimitir românesc pentru românii de aici. Bineînțeles că mi-a luat ceva timp ca să valorific ideea, cum se spune, deoarece ai nevoie de, ai nevoie de, de, de experiență, ai nevoie de încrederea Încrederea, bineînțeles, încrederea pe plan local aici pentru a realiza ceva constructiv, pentru a deschide ceva, bineînțeles. Și ce m-a făcut ca să deschidă acest cimitir. Pentru că eu lucrând pentru mai multe comunități în, 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 în casa funerară Magnus Poirier, în compania unde lucrez, am văzut celelalte comunități. Uh, cum să vă spun, cum să spun Marius uh, având, având fiind foarte uniți și Și gândit valorile tradiționale, noi același lucru. Exact, exact. Și bineînțeles, am văzut că valorile lor familiale și tot ce ține de tradițiile lor uh, este este ceva foarte frumos și m-am gândit că și noi pentru românii noștri pentru că suntem, suntem toți niște, niște oameni care am venit aici să avem o, o nouă viață, și suntem o comunitate așa de, așa de frumoasă aici, în moreal. Dar până exact. să ajungem la cum va fi pus în practică acest proiect, aș vrea ca telespectatorii noștri să afle de la tine cum a, cum a fost acest drum. A fost greu, a fost ușor. Presupun că nu s-a făcut. Nu, no, un... bineînțeles, a fost mult, mult, mult de muncă, deoarece eu însumi aveam nevoie de experiența necesară pentru, pentru a face această meserie. Funcția mea în companie este reprezentant servicii funerare și, bineînțeles, ai nevoie de, cum să spun, ai nevoie de, de anumite trucuri, dacă pot să le spun așa, pentru... Deoarece este, deoarece este, lucrând în acest domeniu funerar, întâlnești familiile care sunt îndoliate, care... Este un un domeniu, un, un foarte, domeniu delicat, fo e, foarte delicat. Foarte delicat. Exact, exact. Îmi va lăsa metna, Mario Dilielu... Euh, lui qui est marié avec une Roumaine. Euh, comment ça va avec euh, une ça, femme roumaine? Très bien, très content. 27 ans jusqu'à maintenant. Ouais. Marié, 27 ans. Tu n'as ouais. pas le choix. Euh, tu dois dire que ça va très bien. <laughs> il y a des <laughs> Roumains qui t'écoutent. C'est vrai. <laughs> C'est vrai. Mario, euh, toi, euh, ton rôle dans, dans cette organisation-là, qui est très impliquée dans la collectivité d'ailleurs, M. Jacques Poirier, le propriétaire, il aide beaucoup, beaucoup euh, toutes les collectivités, euh, toutes les communautés. Euh, le mosaïque euh, culturel là, qui existe euh, à Montréal. Toi, ton rôle, euh, c'est quoi? En fait, euh, mon rôle comme conseiller, c'est de rencontrer les familles. C'est le premier contact entre les familles endeuillées et le conseiller. Le premier échelon. Le premier le barricade. Oui, exactement. Et euh, c'est euh, un processus très délicat. On commence euh, de A à Z avec la famille. On fait des arrangements funéraires. Euh, on offre des services personnalisés aux familles, euh, comme euh, euh, successorales, démarches légales. Vous expliquez, par exemple, euh, vous aider les gens d'obtenir de, de, euh, certaines documentations, oui. leur faciliter la tâche euh, assez lourde, administrative, bureaucratique. Absolument. Un de c'est déjà assez. Oui, oui, oui. On fait les démarches légales auprès de la régime des rentes du Québec, du fédéral. Euh, on commande les certificats de décès. On fait toute la planification. Même, euh, on peut même rentrer dans l'aspect bancaire euh, avec les familles pour les aider euh, financièrement avec euh, les coûts pour euh, les services funéraires. Qu'est-ce que vous a amené, vous et la direction de l'entreprise, d'offrir ce service-là à la, collectivité, à la com communauté roumaine? Euh, je, premièrement, je suis très excité de travailler avec la communauté roumaine comme... Vous avez mentionné avec ma femme. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. <laughs> euh, 27 ans. Et donc je vois que la communauté romaine a vraiment besoin d'une place pour se raccueillir. Euh, on offre un, un, un ensemble de services à notre cimetière. On a le chapiteau, on a les mausolées. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup à offrir à la communauté romaine. Si on parle d'un de, de, dernier hommage qu'on veut donner à ceux chers qui nous ont quittés. Euh, Est-ce que les cérémonies euh, sont euh, standardisées ou euh, vous vous adaptez d'une certaine manière au spécifique? Euh? On s'adapte à euh, exactement comme la famille veut procéder avec euh, euh, on offre des services euh, cérémoniaires. On peut faire des événements, on peut faire les buffets dans notre chapiteau au cimetière. Donc on a plusieurs plusieurs euh, euh, ensemble de services dans ce domaine. Bogdan, noi românii suntem foarte axați pe tradiții, mai ales când vine vorba de a da respectul cuvenit celor care ne-au părăsit. Este foarte important pentru noi românii să ne respectăm tradițiile și în acest sens. Cum, cum v-ați gândit să... să, să Bineînțeles, Marius, că din momentul ce întâlnesc o familie de români, fiecare familie se manifestă diferit. Dar Cum vorbim știu? de tradiție. Aveți un. Tra un serviciu personalizat prin ca, cum uh, facem noi praznic, sigur e, sigur parastas, sigur că avem în avem cu... încercăm să încercăm din momentul ce ce, ce familiile ne calcă pragul calcă pragul în în salonul nostru eu Bogdan încerc să fac bineînțeles trebuie să respect normal și normele de aici din Quebec dar eu, ca și persoană, Bogdan, care face, care organizează mormântări, încerc să, să, respect, să, să respect tradițiile românești, familiile și invitații familiilor să se simtă ca și la ei acasă. Îmi spuneai odată că unul exact. dintre motivele care te-a făcut să, să, să te implici cu foarte mult suflet, de altfel, în acest proiect, este că... Vrei să lași ceva în urmă? Exact, exact. Știți cum e, Marius? E bine ca noi, ca și comunitate românească aici, să avem, să avem în fiecare, cum să spun, profesie, o, o persoană, care, o persoană care, care, cunoaște meseria și e bine să avem un doctor veterinar, e bine să avem un, un, o persoană care se ocupă de decesuri, e bine să avem în fiecare domeniu o persoană care, care poate să, să ajute familiile îndoliate și pentru mine și țin să mulțumesc familiilor pe care le-am făcut până acum de încrederea pe care mi-au acordat-o și suntem o comunitate foarte cum mă repet și mă repet și mă repet frumoasă aici în în Montreal. On se parle on revin, Mario, să on parle de certaines certains services de certains démarches que quelqu'un une personne devrait faire. Euh, à l'avance, peut-être, d'envisager. Oui, euh, ce n'est pas un moment plaisant, mais euh, on ne peut pas éviter, malheureusement, ce moment de, de la vie. Euh, voilà, euh, un décès, euh, la perte euh, d'un être cher, c'est déjà euh, un traumatisme, euh, puis euh, une charge financière qui, qui, qui peut venir après, ça peut compliquer beaucoup. Euh... Absolument, on offre des services de préarrangement. Euh, si la famille désire, ils peuvent tout planifier à l'avance. Comme ça, au moment du décès, les personnes qui restent dans la famille nous appellent et on commence les démarches. C'est moins compliqué. Euh, vous payez le prix d'aujourd'hui, en fait. Et euh, il ne faut pas oublier que euh, Magnus Poirier, c'est euh, une entreprise familiale depuis euh, cinq générations. Ça fait depuis 80... 95 ans, 95 ans ah, depuis 1923 qui euh, sert yes. des familles à travers Montréal et euh, c'est un ensemble de euh, 200 employés à travers Montréal aussi. On est très grand, euh, beaucoup d'expérience et on est là pour les familles. Mario, je comprends, vous êtes une euh, compagnie euh, qui euh, a une réputation extraordinaire. Ça fait 95 ans, presque un siècle de services rendus euh, aux citoyens. Euh, mais euh, je me demande pourquoi euh, un Romain vous appellerait. Ce serait quoi euh, les valeurs que vous, vous voulez le, le transmettre? Oui, en fait, euh, euh, la, première, la chose la plus importante, c'est l'écoute. Il faut écouter la famille. Euh, il, on a la chaleur, la dignité. Parce que quand une famille nous rencontre, euh, c'est dans un moment plus difficile de leur vie. OK, vous comprenez? C'est sûr. sûr, oui. Euh, le, il faut respecter, en fait, euh, le, le, le mot global, c'est la dernière volonté du défunt ou la défense. Alors, on parle évidemment aussi de beaucoup d'empathie, de, de euh, les accueillir avec. Euh, le, leur donner, en fait, le sentiment qu'ils qu sont pris en charge puis euh, bien traités. Oui, parce que le deuil, il y a beaucoup d'étapes. OK? Et il faut s'adapter à la famille quand ils se présentent devant nous, à notre bureau. Alors c'est un moment difficile pour les autres et on est là pour les soutenir jusqu'à la fin, de A à Z, comme j'ai dit avant. Très bien, Bogdan. Euh, oui. Nous approprions de s'efforcer tout le temps qui a été que. să pot spune multe, este foarte interesant ce faceți voi. Am înțeles că va urma o deschidere oficială a, a complexului funerar pentru români. Cum va arăta cimitirul românesc din Laval? Am vrea să fie un loc, am vrea să fie un loc unde să putem primi familiile românești. Bineînțeles, cimitirul, ne mai rămâne să, să facem niște mici finisări ce ține de monument, de cruce Cum va arăta monumentul A, în proiect? Monumentul, după cum știu la ora actuală, va fi un mare, mare monument cu o cruce ortodoxă, bineînțeles Uh, și cum am spus, după uh, serviciul funerar, după înmormântare uh, Putem, uh, sigurat, avem un cort uh, Cimitirul dispune de un cort Unde familiile poate să, pot, poate să facă, cum se zice la noi, pomoana mortului Bineînțeles, Deci depinde... vom putea să, să... Exact. să ne respectăm tradițiile Ex... acolo la... Exact, depinde, depinde de, de, de sezon În ce sezon ne aflăm pentru că acest cort, acest cort este deschis, bineînțeles, pe timpul verii, primăvară, toamnă, iar iarna, bineînțeles, familiile pot, pot să, facă, să aibă o sală de recepție în, în salonul pe care familia îl, îl, vor alege pentru înmormântarea celui drag. Bogdan, îți mulțumesc pentru că ai venit aici la Eu vă mulțumesc din, să din suflet, mulțumesc manis. de asemenea pentru toate eforturile pe care le-ai făcut. Știu că a fost o muncă de titan până s-a ajuns unde ați ajuns. Exact. În primul exact. rând să-i convingeți managementul companiei exact. să facă acest pas. Mareu, și te remersi mult de a avec, nous avec la tine, de a de cu comunitatea română proiect. Je vă ușeță bun continuare și mult succes în proiectul Mulțumim, frumos. Mulțumim. Mulțumim, mulțumim mulțumim frumos. Dragii noștri, aceasta a fost uh, pentru uh, interviul cu Magnus Poarie. Uh, vă reamintim că va exista o deschidere oficială a acestui uh, complex de servicii funerare adresat uh, destinat comunității române. Uh, și până atunci vă invităm să continuați să ne urmăriți pentru că vom avea multe lucruri interesante să vă, să vă partajăm. La revedere! Uh, Magda în timpul acestui mandat, care iată că se aproape de sfârșit, ai avut niște obiective, ai avut niște promisiuni pe care a trebuit să le, să le ții. Cum stai cu partea asta? Cu bilanțul? Da. Cred că stau bine pentru că ambiția mea a fost să fiu ales de proximitate. Deci, persoana care răspunde și nu lasă. Când, când trăiești o problemă cu municipalitatea, ești angoasat. Ori gândești valoarea proprietății tale, deci afectează o crangă de copac care e deasupra casei tale și ați văzut ce s-a întâmplat în NDG, am avut o mică tornadă și a fost, a fost pagube importante, deci... Uh, o construcție aproape de casa ta, care poate să schimbe complet valoarea uh, proprietății, uh, gheața care se acumulează... Și viața, în... viața, unei familii. Și viața unei familii. Deci, eu, cred că lumea nu-și dă seama, dar are un, joacă un rol important un, un, ales municipal. Deci, rolul meu a fost să fiu persoana care răspunde prezent la orice, la orice Cerere la orice problemă pe care a trăit-o un rezident din Codeneș. În al doilea rând, am vrut să înfrumusețesc, să aduc mica, micuț tuș feminin, cum se zice, așa, o uh, uh, placet uh, în uh, intersecția Codeneș cu Queen Mary, Queen deci Mary. aproape de, în fața patiseriei Duc de Loren, în care lumea poate să vorbească, să se strângă împreună, în frumusețea arterii comerciale, faptul că am reușit să punem în funcțiune. Erau foarte mulți sceptici, eu am fost din cea care am crezut și când crezi în viață, totdeauna reușești, că voi reuși să constitui o societate de dezvoltare comercială a arterii Codenej. Am securizat zonele școlare, deci copiii pot să se ducă la școală pe jos. De altfel, sunt câteva ceea ce se numește pedibus, adică mers pe jos la școală. Deci, o, un oraș la, la, la scară umană care doresc să-l umanizez din ce în ce mai mult. Ai dreptate. Toate aceste proiecte de care spui legate de aspectul urbanistic sunt foarte importante noi trecătorii nu le sesizăm zi cu zi însă eu pot să spun că tocmai am trecut pe la Duc de Loren săptămâna asta și mi-a plăcut ce am văzut felicitări pentru, pentru această realizare Magda ce, ce propui tu foarte pe scurt pentru noul tău mandat cu, cu ce te-ai gândit să-i seduci pe electorii tăi să-mi continui munca, pentru că este un al doilea mandat este întotdeauna un mandat de continuare. Nu o iei de la zero. Îți și de confirmare. Și de confirmare, da, ceea ce am promis, pentru că nu poți, există oarecare. Uh, în viață înceată în, în administrația o lentoare publică, o lentoare, în da, în administrația publică. Deci chiar dacă eu aș fi vrut și sunt o ambițioasă să le realizez pe toate, sunt proiecte care se vor realiza în, în anii următori, între altele să simplific toată, tot procesul de obținerea unui permis, pentru că, mă rog, sunt probleme de zonaj, de reconfigurare. Ne trebesc două zile ca să vă explic toate lucrurile, dar doresc să simplific cât mai mult viața cetățenilor. Un uh, serviciu 311, cum se cheamă, deci serviciu de alertă municipală care să fie ameliorat și să uh, rezidenții să primească răspunsuri la, la plângerile lor. Nu mai depui o plângere și mai se plângi după un, 4 ani. Păi, nu se face, asta e problema. Se, nu, poate nu se de da, deci, pentru că depinde de un sistem informatic care doresc să-l punem în, în, funcțiune și vă spun lista, lista, de cum spun aici, lista de piserii, cum zic așa de cumpărături. E, de... e, destul de... lung. lungă. Da. Cei patru ani m-au învățat de asemenea să, să, să înțeleg în profunzime mecanismele Municipalité de euh, pour, pour, faire, euh, pour faire bien, la première chose, il faut élire une femme mairesse à Montréal pour la première fois. Là, ça, euh, euh, je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Donc euh, la deuxième chose, les engagements sont chiffrés, sont clairs. Regardez l'équipe de projet Montréal. Si vous voulez voir un changement, il faut voter euh, différemment. Uh, si vous voulez avoir des femmes au pouvoir, il faut voter les femmes. Donc, uh, encore une fois, je suis résidente à, depuis et je à améliorer la qualité de vie de mes voisins. În uh, aceste alegeri contez pe românii din uh, Codener, am înțeles că există fă uh, fă. Pentru mine de românii sunt români. Uh, foarte importanți pentru că uh, am avut și am, am români care m-au contactat și care au ținut să sublinieze faptul că sunt mulțumiți ca o, o persoană politică care îi poate reprezenta o româncă. Tocmai anul acesta se împlinesc 375 de ani de la nașterea orașului nostru, Moreal, a Metropolei de acum. Ce ți-ai dori pentru pentru această aniversare și eu știu pe plan personal, profesional, politic? Pe, pe plan personal și politic, aș dori să mai fac un mandat, asta este sigur în scopul de a finaliza proiectele și a, a, a crește pe cineva care să, să, să continue ceea ce fac. Iar pentru Montreal, este cel mai mare cadou pe care Montreal și îl poate oferi este ca pentru prima dată în istoria lui de 375 de ani să aibă o femeie primăriță, pentru că niciodată Morealul nu a avut o femeie primăriță Deci este cel mai frumos cadou pe care uh, Îl putem Oferi Morealului Și de fapt nu costă mult Dacă primarul actual A investit Cu toate celelalte paliere de guvern A investit un miliard de dolari Singurul lucru care vă costă Este un vot Să sperăm că Șoselele din Montreal nu se asfaltează doar în campanie electorală. Am sesizat că întreg Montreal este un ca un stup, se lucrează, se asfaltează peste tot. E bine și înainte de, de alegeri, e bine și atunci, dar sperăm ca în următorul mandat să nu mai trebuiască să mai așteptăm încă patru ani până mai asupăm niște gropi, până mai. Uh... Alegeți, Valerii, planta la Meri și, de fapt, știți că și asfaltarea asta, când în, în 2013, când am ales pe actualul primar, o treime din străzi erau considerate în stare proastă și foarte proastă. Sau critică, da. Acum este jumătate sunt jumătate, e o jumătate din străzi care sunt într-o stare proastă și foarte proastă. De fapt... E din cauza frigului din Quebec. Mai nu mai E din cauza faptului că nu facem lucrurile cum, cum trebuie, dar am spus, nu e, nu e momentul. M-a invitat -o odată și am luat un curs la universitate de ceea ce se cheamă găuri Pună, și am învățat foarte multe lucruri și am înțeles de ce străzile noastre nu sunt de calitate. Magda, noi ne bucurăm tare mult că te avem în Consiliul Municipal, o româncă de a noastră cu care ne mândrim. Îți dorim multă, multă sănătate, în primul rând, multă tenacitate și mult succes în alegerile de pe 5 noiembrie 2017. Vă mulțumesc foarte mult. Este totdeauna o plăcere să avem o conversație pe teme de municipale. Mulțumesc! Dragii noștri, aceasta a fost discuția cu doamna Magda Popeanu, consilier municipal în Codenești, care va candida iarăși și speră să recâștige alegerile în arondismentul Codenești Notre-Dame de Gras. Pe data viitoare, mulțumim!